Alexa Boșnianu. Ea este senior brand manager la Vodafone. Asta înseamnă că se ocupă de toate, de unele dintre proiectele de comunicare legate de brandul Vodafone. Iar biblioteca digitală este copilașul de la Cătălin și Cătălin Vare și Cătălin Vare și Cătălin Vare. O invit pe Luminița să o spună câteva cuvinte, pe care mă pune și unde să vă arătăm cum funcționează. Vă mulțumesc astăzi, este o continuare săptămâna aceea și vreau să spun că este un proiect extrem de drag mie și nouă la Vodafone, deoarece digitală este manifestarea cea mai autentică a brandului Vodafone, deoarece noi ne dorim să ne implicăm în evoluția comunității și considerăm noi că aducând proiectele aproape de voi, de ele, într-un mod simplu, convenat ce spunem noi inovator, am reușit să facem acest lucru. O să fac un demo. Așa, facem demo-ul. Trebuie să vă spunem că avem un cablu care ne obligă să alegem tipuri din zona aceasta. Și ce am ales noi, lumii, copii și una de nopți. Vrei să explici ce faci? Uitim ce faci? Am deschis o aplicație QR-Reader, orice aplicație pe care puteți să o downloadați din magazinul de aplicația telefonului vostru. Se vede sau? Așteptăm să se vadă? Colegi, ne ajutați? E ok? Hai să... Acum, din QR-Reader am ajuns în site-ul de mobil, biblioteca pe mobil, da? La pagina cărții respective pe care am scanat-o noi. Și downloadez acum documentul PDF, deoarece eu sunt confortabil să citesc în format PDF. În acest moment, cartea se downloadează de pe site. Aici mi arată că downloadează cartea. Așteptăm. Este cartea finalizată. Și eu vreau să găsesc cartea. Care s-a deschis, scolă. Și ce cum capăt? Este simplu. Vă mulțumim frumos și vă fie pe folos. Adicional, să nu renunțați așa de mea, că nu o lucrurile, doar o lucrurile.